Hello, young people! Bine ați venit pe canalul meu de YouTube! Dacă sunteți la prima vizită, vă rog da subscribe și activați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori postez un video nou. Asigur conținut de calitate, so keep watching! În vlogul de astăzi vă iau cu mine la un workshop organizat de Anca Petrescu, florist local, aromaterapie cu lavandă. Eu acum m-am întors de la workshop. A început la 11 și s-a terminat la 15, exact așa cum se aștepta și Anca. Și a fost minunat. Am fost prezente mai multe doamne și s-a creat așa, nu știu, o energie pozitivă și relaxantă, în care am făcut fiecare un aranjament floral. Eu am avut-o pe mama în gând în timp ce lucram la acest aranjament și de altfel l-am și dăruit. Și asta mi-a trecut prima dată în gând când am primit invitația pe Facebook. Trebuie să mă înscriu. Anca mi-e tare simpatică și am fost sigură că va crea așa un mediu plăcut și o atmosferă minunată. Și am zis să combinăm utilul cu plăcutul și să creez ceva drăguț și pentru mamă. Zis și făcut. Așa că o să vă las să vedeți câteva imagini de la acest workshop care s-a ținut în curtea atelierului Ancăi. Probabil între timp o să primesc și poze de la ea. Și da, eu încă sunt sub efectul de acolo. Mi-a venit foarte bine acest moment. Am avut senzația pentru câteva ore că sunt la munte, pentru că era și cald, dar și umbră și mirosul de lavandă și tot ce mai avea pe acolo, nu știu să vă spun toate denumirile, dar oricum m-am dus nesigură, nu mă așteptam să iasă din mâinile mele un aranjament cap-coadă, să zic așa, și da, nu știu, cred că m-am descurcat. Mi-a plăcut mie una și pe cei din oraș îi sfătuiesc să, pe fete, să urmărească compoziții florale by Anca Petrescu, pentru că va mai organiza genul ăsta de workshop. Locurile sunt limitate, având în vedere situația. Cele care am fost astăzi acolo, ne dorim să revenim, dar aș ceda locul altei persoane, pentru că este o experiență care merită trăită. Cum în această perioadă ieșim mai rar, înspre deloc, eu una, consider că a fost mai mult decât necesară această socializare, de ce nu, și nu știu, puțin așa, puțin energie nouă în jurul meu, așa că vă las să vizionați și bineînțeles o să încep cu ținuta pe care am făcut-o. O să vedeți cum am realizat această rochiță. Cam așa arată ea, este din denim, m-am jucat cu materialul față verso, o să vedeți mai multe în blog și ta-dam! Ceva ce doream de foarte mult timp, dar în magazin sunt mărimi universale și nici nuanțe nu se găsesc prea multe. Și pentru că ea a precizat că este necesară o pălărie, având în vedere că s-a ținut în curte și e soare, am spus că este momentul potrivit să-mi fac și o pălărie. Bucket hat. E voilà! Nuanța este minunată. Aveam materialul ăsta și îmi doream să-mi fac o pălărie de genul din materialul ăsta. Care mai dorește, care mai poftește? Sper să vă placă acest vlog, vă mulțumesc pentru că ați vizionat și aștept reacțiile voastre și ca de fiecare dată o zi minunată vă doresc și nu uitați, este young! Așa arată tiparul pălăriei cu capac sau mai pe românește pălăria pescarului.